dimineața, sunt John de la Esper Crypto. Astăzi vă voi vorbi despre NFT-uri, tot ce trebuie să știți despre funcționalitatea lor și de ce ar trebui să ne gândim serios să investim în ele. Practic, în aceste zile, așa cum vedeți, NFT-urile sunt peste tot și se pare că au cucerit pur și simplu piața cripto. Am văzut în ultimele săptămâni cu precădere că popularitatea NFT-urilor a crescut vertiginos și mai mult, undeva la 35% din banii obținuți din vânzările de criptomonede. În această corecție se pare că s-au reinvestit în producerea și cumpărarea de NFT-uri. Vedem, de exemplu, în graficul de mai jos, cum începând cu luna lui decembrie, căutările pe Google despre NFT au atins convergența cu interesul pentru cripto în general și de atunci NFT-urile au depășit cripto în interesul oamenilor în general sau populației care se gândește să investească. În comparație cu arta în general, evaluată undeva la 50 de miliarde de dolari, piața NFT-ului este la fel de mare, valorând la sfârșitul anului 2021 41 de miliarde de dolari. Mai mult de atât, se pare că la începutul lunii ianuarie se fac tranzacții săptămânale sau s-au făcut în valoare de jumătate de miliard de dolari pe piața NFTs. Bun, întrebarea este de ce? Cum poate cineva să dețină un format digital unic, care sunt acele lucruri pe care le putem deține, cumpăra sau vinde ca NFT-uri și de fapt ce este un NFT, pentru că foarte multă lume nu știe. Ei bine, în esență, un NFT este un tip de token criptografic care reprezintă un asset unic, fie în lumea reală, o fotografie, un video, o operă de artă sau în lumea digitală și funcționează ca o dovadă verificabilă, să zic așa, de autenticitate și proprietate pe o rețea de blockchain. Mai mult de atât, NFT-urile nu se pot schimba unul cu celălalt. De exemplu, dacă luăm, este non-fungible, adică nu se poate diviza și nu poate fi schimbat. Dacă luăm o bancnotă de 20 de lire, o împărțim în două bancnote de 10 lire sau acea bancnotă de 20 de lire o putem schimba cu altă bancnotă de 20 de lire. Este fungible. NFT-urile sunt non-fungible. Bun. Și un NFT, non-fungible token, are proprietăți unice, astfel încât deține o valoare mai mare decât alte bunuri asemănătoare. De exemplu, o casă cu o terasă are o altă valoare față de o casă fără terasă. Terasa poate fi una dintre proprietățile diverse care face o casă non-fungible și să aibă valoare diferită. În mod similar, un NFT va avea proprietăți artistice diferite care îl vor face unic față de alte tokenuri, dându-i și acea valoare unică. NFT-urile sunt unice, permanent rare, sunt rezistent la contrafacere, nu se pot clona și au o valoare susținută de blockchain. Având în vedere această explozie a interesului pentru NFT-uri, vreau să explorez astăzi potențialul real al NFT-urilor și să vă ofer câteva idei incitante, considerabil, profitând de ele, cine dorește. Unul din top 10 cazuri de NFT-uri, de exemplu, și de cele mai scumpe de NFT-uri a fost prima formă de artă care s-a creat astfel ca și cripto. Spre exemplu, colecția CryptoPunks. Și o să găsim aici. CryptoPunks. Da. CryptoPunks, de exemplu, au niște prețuri de tăiat durerea de cap, dar sunt interesante și se vând, sunt la căutare și asta ne interesează. Da? O altă categorie importantă care va domina piața de NFT-uri în 2022 vor fi NFT-urile de gaming și cele care vor fi incluse în metavers. Iar industria de gaming în acest moment este evaluată la, atenție, 300 de miliarde de dolari cu 2,7 miliarde de utilizatori la nivel global. Game World. Și dacă ne vom uita aici, vom vedea aceste lucruri. Ce vă spuneam eu, acum intrați pe acest site și puteți
vedea singur aceste lucruri și o să vă explic niște chestii interesante, cred eu, aici. Startul integrării NFT-urilor în lumea gamingului a fost dat, să zic așa, începând cu 2017, mult mai de mult, cu CryptoKitties. Sunt foarte multe lucruri de spus. Dar odată cu dezvoltarea sistemului de play to earn, începând de Axie Infinity, știți că noi avem indicat Axie Infinity de foarte mult timp. Poți câștiga bani din Axie Infinity jucând jocul sau investind în moneda lor AXS. NFT-urile au dat cu adevărat acea valoare financiară pe care o caută toți investitorii de astăzi. Potențialul de profit care poate fi obținut doar din simpla deținere și vânzarea NFT-urilor pe gaming este huge. Este huge. Bun. Spre exemplu, Axie Infinity a generat trading de aproape 2 miliarde. Acesta este jocul. Da, noi am mai discutat despre Axie Infinity. De mult l-am avut și indicat. Deci Axie Infinity a generat 2 miliarde de dolari din NFT-uri cu o valoare inițială de 24 milioane de dolari. Asta înseamnă că în medie NFT-urile scoase la vânzare de Axie au generat un profit global traderilor de aproape 100 de ori mai mare decât suma inițială investită. Asta vorbim doar de Axie Infinity. Și o să intrăm pe un alt site. Foarte interesant, o să vă arăt o chestie. Da, acesta este site-ul. Găsiți lucruri foarte interesante aici, vă puteți informa și voi, să zic așa. Și veți găsi foarte multe lucruri interesante, le puteți citi singuri, să zic așa. Bun. Ce ne arată asta? Ne arată potențial economic extraordinar al NFT-urilor și de aici ele putem trage concluzia că ele joacă un rol extrem de important în evoluția economiei digitale în viitor. Însă, trebuie să avem foarte mare grijă în ce investim și în ce protocol investim, mai ales exact ca și în cryptocurrency, piața de NFT-uri este destul de volatilă și trebuie să încercăm să ne dăm seama, ca să zic așa, și să nimerim o colecție de NFT-uri care poate aduce un profit considerabil în viitor. Vedem aici în această poză top 10 NFT-uri Play to Earn Token și vom intra aici înapoi și la NFT Top Collections găsim aici câteva super interesante. Dar eu să vă spun câteva care le știm noi, de exemplu Mana, Sandbox, Axie Infinity, Gala, Wax, Illuvium, UFO Gaming, Radio, Kaka, ce urât sună Radio Kaka, dar așa se cheamă. Și sunt foarte multe chestii interesante. Nu putem să spunem care jocuri, pentru că nu este permis din cauza clauzelor de confidențialitate, dar putem să vă arătăm un NFT asemănător cu unele din cele ce se vor lansa. De exemplu, valoarea acestui NFT pe care îl vedem aici este în acest moment 10.000 de dolari și a fost listat la o valoare de 600 de dolari. De aceea, NFT-urile, în zona NFT-urilor este exagerat de volatile, dar se pot face enorm de mulți bani. Om studia câteva colecții interesante, o să încercăm să le prezentăm și rămâne de văzut ce se va întâmpla cu ele. Credem noi că au un potențial imens. Noi să începem și noi echipa să achiziționăm NFT-uri și le vom investi în firmă. Vă pupăm, să aveți o zi frumoasă și să ne auzim cu bine!